Iubiți, frați și surori, voi da citire, așa cum stăm pe bănci, la un cuvânt care este așa de cunoscut în Matei 7 cu 7 despre rugăciunie, stăruința în rugăciunie, și voi spune un cuvânt pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, și după aceea vă voi provoca la rugăciunie să ne rugăm împreună. Și Domnul să lucreze. Cuvântul Domnului spune: cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci ori și cine cere, capătă. Cine caută, găsește și celui ce bate îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau, dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci, dacă voi, care sunteți răi, Știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Amin. Vreau să spun de la început că Tatăl nostru este plin de bunătate. Așa se spunea și în seara aceasta, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Amin. În natura Lui Dumnezească nu există răutate, ci numai bunătate și proclamăm bunătatea Lui în seara aceasta, mărire Lui. A fost bun cu noi, este bun cu noi și ne bucurăm de bunătățile Lui să noiesc în fiecare dimineață și credincioșia Lui este atât de mare. Iubiți frați și surori, în primul rând, în triada aceasta spune, cereți și vi se va da. Cereți și vi se va da. Ce să cerem noi? Ce am cere noi acum la Domnul? Eu aș dori ca să cerem înțelepciuni. Aduceți-vă aminte de Solomon la Gabaon când a avut visul acela și Domnul l-a pus la încercare. Și a spus, cere, cere de la mine. Și el a zis, Doamne, dă mi înțelepciunii să conduc poporul acesta care este așa de mare. Nu se poate număra și Domnul a zis, fiindcă n-ai cerut moartea vrășmașilor, nici bogății, nici slavă, îți voi da înțelepciune și îți voi da și celelalte lucruri. Și vei fi un împărat foarte renumit, binecuvântat să fie Domnul. Aș dori ca în prima parte să ne rugăm și să cerem de la Domnul înțelepciunii. Iubiți frașii și surori, avem nevoie de înțelepciunea de Sus, care este ușor de înduplecată. Pașnică, liniștită, nepărtinitoare, nefățarnică. De -o astfel de înțelepciune are nevoie poporului Dumnezeu, societatea, în orice loc. Mă duc aminte că în Coreea, care există o Biserică de un milion de membri, la David Ion Ghicio, am fost acolo de două ori prin Harul lui Dumnezeu și am văzut multe lucruri. Bune și minunate. Și acolo angajează pe mulți din creștini la fabricile cele mai importante. La Samsung, la DEU, care sunt foarte puternici acolo, la mare nivel și angajează pe pocăiți, pentru că au zis că au înțelepciunea lui Dumnezeu, că și frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și angajează pentru că lucrează foarte corect, au înțelepciunea de sus. Și oamenii se bucură de ei și au încredere în ei. De aceea aș dori ca să cerem de la Dumnezeu, Doamne, dă-mi înțelepciune, să mă porc cu înțelepciune pe calea ta. Să mă porc cu înțelepciune cu cei din jur, Doamne, să mă porc cu înțelepciune în familia mea. Să mă porc cu înțelepciune în societate, în businessul meu, Doamne, dă-mi înțelepciunea de sus. Doamne, dă-mi înțelepciune să mă porc cu înțelepciune în casa ta în lucrarea care m-ai așezat, în slujirea care mi-ai dat-o. Dumnezeu va da înțelepciune dacă o cerem cu credință. Amin? În seara aceasta, Duhul lui Dumnezeu este aici în adunare și ne va da înțelepciunea aceasta. Prea mărit să fie Dumnezeu. În al doilea rând, spune cuvântul Domnului, căutați și veți găsi. Și m-am gândit ce să căutăm noi în vremea aceasta. Ce să căutăm noi? aur și argint, pietre scumpe. Ce să căutăm? Cuvântul Domnului spune în Isaia 55 cu 6, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Amin. În Roman 10 cu 8 spune că cuvântul Domnului este foarte aproape de tine, este în gura ta, este în inima ta. Și dacă mărturisești pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor, vei fi mântuit. Este așa de aproape, Domnul. Este cu noi aici, Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Aduceți-vă aminte când poporul Israel s-a îndepărtat de Domnul. Ahab și Izabela au făcut prăpăd în, în țara Israel. Și Domnul s-a îndepărtat și a oprit ploaia, a oprit mâncarea în, 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 țară. Nu mai era rod, nu mai era nimic în țară. A apăsat foarte tare căci s-au îndepărtat de Domnul, se îndepărtase de Domnul. Și într-o zi când Domnul i-a vorbit lui Ilie, a făcut o lucrare măreasă cu prorocii lui Baal. A zis, cine va aprinde focul fără nimic și va aprinde jerfa, acela va fi Dumnezeul cel adevărat. Prorocii lui Baal au strigat și au făcut tăieturi și n-a ieșit nimic, că nu era un Dumnezeu adevărat, era un Dumnezeu mort. Dar spre seară, spre asfințitul soarelui, spune cuvântul Domnului, că au dat acea jerfă de mai multe ori cu apă și au umplut șanțul acela de apă și spune când a strigat Ilie, din cer s-a aprins o scânteie, un foc și a aprins și a luat foc toată jerfa și a mistuit. Și tot poporul a zis, cu adevărat, acesta este Dumnezeul adevărat. Acesta este Dumnezeul adevărat. El este Dumnezeul adevărat. Și poporul lui Dumnezeu l-a căutat pe Domnul, că a văzut slava lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Poate te-ai îndepărtat de Domnul, poate nu mai ești așa cum erai înainte. Caută-L pe Domnul astăzi câte vreme se poate găsi chiamă l câte vreme este aproape, căci este vremea îndurării, este vremea Harului, este vremea neamurilor, este vremea noastră. Este vremea ta cât, cât ești în viață, să-L cauți din toată inima. Cum putem să-L căutăm pe Domnul? Putem să-L căutăm a citi cuvântul Domnului, a stărui în cuvântul Domnului și a ne sfințim fiecare zi. Putem să-L căutăm cu post și cu rugăciune. Poporul lui Dumnezeu l-a căutat cu post și cu rugăciune. S-au smerit și au smerit sufletele și Dumnezeu s-a îndurat de ei și ei s-au apropiat de Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Poți să-L cauți pe Domnul mărturisindu-te de păcatele tale, apropiindu-te cu curăție și cu sfințenie și în felul acesta Domnul se va lăsa găsit. Este un Dumnezeu așa de mare și de glorios dar se lasă găsit de oameni muritori. Mărire Domnului și locuiește într-o inimă așa de mică. Mai îl dorești pe Domnul, mai îl căutăm pe Domnul. În seara aceasta s-a citit din psalmul 34, eu am căutat pe Domnul și El mi-a răspuns. M-a din toate temerile mele. Poate că ai temeri în inimă, Poate că ai temere în inimă. Știi de ce ai temeri? Că nu mai cauți pe Domnul cum îl căutai altădată. Caută-l în seara aceasta din nou și El îți va ridica temerile. Amin. Se va descoperi din nou că -și Dumnezeul nostru este viu și dorește să colaboreze cu noi, să lucreze cu noi. Dorește să comunice cu noi, să stea împărtășie cu noi. Caută-l pe Domnul ca să ai împărtășie cu El în fiecare zi ca să se umple viața de fericire și de bucurie, prea mărit să fie el. În al treilea rând, spune cuvântul Domnului, bateți și vi se va deschide. Bateți și vi se va deschide. În Apocalipsa, cuvântul Domnului spune în capitolul 3, versetul 7, Îngerul Bisericii din Filadelfia scrie, iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Iubiți frați și surori, există o ușă în care putem să batem la ea, la Domnul, este ușa aceasta. Și El poate să deschide și când deschide El, nimeni nu mai poate să închide. Când închide El, nimeni nu mai poate să deschidă. Slăvit să fie numele Lui. Vreau să vă povestesc o întâmplare din viața mea când am bătut an și an de rând la o ușă ca să se deschidă. În anul 90 când m-am pocăit, înainte de pocăință eram în lume ca fiecare, departe de Dumnezeu, măcar că bunica mea, mama mea erau pocăite, bunicii mei ceilalți erau pocăiți. Eram departe de Domnul și umblam pe căi străine și cântam cu chitara la nunți, la botezuri, la petrece. Asta era meseria mea, cu asta am câștigam pâinea. Și câștigam bine, o duceam bine, slavă Domnului. Tata m-a mutat de la fântânele la București, ca să pot să fie mai bine, mai ok pentru mine. Și cu adevărat a fost mai bine. Mă căutau lăutarii mai buni, cântau nus mai bune și câștiga mai bine și eu și Florina și copilași care aveam atunci micuți, o duceam bine. Dar în inima mea exista acolo o nemulțumire, un gol. Și golul acesta nu l-a putut umple nimic decât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Când l-am primit pe El, atunci m-am liniștit și am găsit pacea și mântuirea. Și am zis, Doamne, eu nu mai mă las de Tine cu niciun chip. Nu te voi lăsa niciodată. Căci am găsit viața, am găsit bucuria, am găsit pace, am găsit ceea ce aveam nevoie în sufletul meu. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. M-am mântuit, eram botezat cu Duhul Sfânt, vorbeam în alte limbi, mă bucuram cu frații, dar tata era foarte supărat pe mine pentru aceasta. Era deranjat că nu mai cântam, că nu mai câștigam. Mi-a zis, trebuie să-ți câștigi tu pâine. Nu știam altceva să fac. Nu știam și... Am trecut o perioadă de încercare ca mare. Mai mă descurcam eu, mai... Domnul nu mă lăsa, dar totuși eram într-o încercare cam de 10 ani de zile am trecut mai greu, mai greu. Dar am meritat că am suferit pentru credință. Și ori de câte ori suferim într-un fel sau altul, merită că Cel știe să răsplătească pe cei ce îl caută. Nu să fie Domn. Eram la o casă care n avea uh, încălzire centrală, gaze pe foc, făceam lemne la București, făceam cu lemne uh, focul și căldura. Mașina de spălat care spăla soția Florina era una din aceea, nu știu dacă mai țineți voi minte, alba lux, fără capac în față. Și spăla afară în curte, la minus 10-15 grade, frig afară, iarna. Și vecina spunea, Florino, te îmbolnăvești, cum poți să speli așa? Nu aveam alte condiții, așa spăla. Nu era aspirator, nu era frigider, nu era aragaz bun, nu era nimic din aceste electrocaznice. În felul acesta o duceam. Dar inima mea era plină de bucurii. Că aveam pe domn. Când ai pe domn, nu ai totul. Mă duceam în casele la frații care erau stăriți, care se descurcau altfel, un business făceau și se descurcau și aveau căldură la gaze în călzire centrală, aveau de toate altceva, mobilă, altceva, cu totul altceva, hrană mai bună, mâncare. Și mă invitau și stăteam și mă bucuram, dar cu gândul și acasă că copiii n-aveau așa ceva cum au frații mei. Dar n-am cârtit niciodată. Asta a fost important. Să am ochiul rău. Să spun, mă, uite ce bine merge. Și eu nu am acasă. Păi ce fel de Dumnezeu? Și am cum să mă împac eu cu ei, să mă rog cu ei? Eu am rădășduit în Domnul. Și am nădăjduit mulți ani în Domnul și am știut că El într-o zi va lucra. Am știut într-o zi că va lucra. Și nu mă supăram. Veneam frații de la Fântânele, Stângoi și ceilalți, și veneau la mine și îi găzduiam. Păi, frate, tu n-ai nimic să luăm ceva de mâncare? Asta e situația, frate Stângoi. Și scotea el bani și se ducea. Era și el tot sărac. Și se ducea și cumpăra, și stăteam și făceam o masă de dragoste și dormea la mine și ne bucuram în felul acesta. Și spuneam, într-o zi, Dumnezeu va lucra și pentru mine. Am bătut la ușa îndurării, an și an, am luat un caiet de rugăciune și am notat, Doamne, te rog să-mi dai aspirator, mașină de spălat vase, mașină automată, frigider, robot de bucătărie, toate acestea, mă rog. Și soția spune, de cât visez? Cum adică? Cum, cum va veni spăvirea aceasta? Eu am nădejde în Dumnezeul meu, că într-o zi va deschide ușa îndurării, prea mărit să fie numele Domnului. Frașii și surori, o veste este mult mai lungă, dar vreau să vă spun că Dumnezeu a deschis ușa în anul 2000. Și a deschis-o Iisus Hristos, care are putere să deschide uși și de atunci n-a mai închis. -o. Dumnezeu a turnat binecuvântările Lui și a umplut toate golurile noastre. Tot ce aveam nevoie, El ne-a binecuvântat. Slăvit să fie El! că cel nu lasă pe nimeni de rușine. Dar un lucru te învăț în seara aceasta și cred că îl știți, dar mai îl spun încă o dată. Când bați la o ușă, nu te da la o parte, nu renunța așa de repede, căci Domnul Isus va veni într-o zi și va deschide ușa. Dacă bați în ziua aceasta la ușă pentru o cauză, pentru o, o nevoie, pentru o boală care este în corpul tău și te rogi, într-o zi Domnul va deschide ușa și te va vindeca, te va izbăvi și te va, și te va binecuvânta slăvit să fie Domnul. El are puterea aceasta. Aș dori ca Dumnezeu să ne cerceteze la rugăciuni. Și în primul rând, să cerem de la Domnul înțelepciunii, să cerem de la Domnul a Duhului Sfânt, să umblăm călăuziți și cârmuiți de Duhul Dumnezeu, că noi nu mai suntem cum este lumea, oameni firești, și oameni duhovnicești care avem în noi Duhul Sfânt. Amin. În al doilea rând să căutăm pe Domnul, să-L căutăm din toată inima, să-L căutăm cu toată ființa noastră, că El se lasă găsit și când ești în prezența Lui, nu-ți mai trebuie nimic, măriți să fie numele Domnului, să-L căutăm să, să, să slujim, să căutăm să ne sfințim viața, pentru că într-o zi va suna trâmbița și noi trebuie să fim acolo pe nori cu El, cu Domnul, și Domnul să ne dea putere să veghem, să-L căutăm în fiecare zi. Și în al treilea rând să cerem de la Domnul pentru noi. Pentru noi. Doamne, eu am încredere în Tine că Tu vei lucra. Poate a venit uh, șoaptele din, din jurul Tău, cum a venit uh, și la orbul Bartimeu. Taci din gură! Taci! Căci nu are timp de Tine, învățătorul. Tu să strici mai tare! Poate a venit vrășmașul cu șaptele lui. Nu vezi că nu se rezolvă problema ta? Nu vezi că nu se lucrează nimic la cauzata? ta? În seara aceasta strigă cu credință. Căci Domnul va veni, aleluia! El nu te va lăsa, pentru că suntem copii ai Lui Dumnezeu, suntem poporul Lui Dumnezeu și când strigă un nenorocit, Domnul aude, mărit să fie El! Aș dori cu acordul fratelui Gog să ne ridicăm la rugăciuni, să ne rugăm și Domnul Iisus Hristos să reverse din harul și din binecuvântarea Lui peste noi toți. Amin.